Vece pentru unitate a avut loc la Cernăuți. Mii de cernăuțeni s-au adunat în piața centrală să-și exprime indignarea lor ocupației ruse din Crimeea. În timpul mitingului, participanții au chemat la mobilizare și la unire pentru victoria comună. După o scurtă rugăciune, clericii bisericești au făcut o chemare la oameni de toate naționalitățile și toate confesiunile religioase și au dat citirea apelului. Facem un apel către voi toți și către toți oamenii de bunăvoință să fiți solidari cu noi într-o rugăciune pentru Ucraina și poporul ei. Chemăm autoritățile Federației Ruse să oprească agresiunea împotriva Ucrainei. Odată cu apelul clericilor, activiștii au emis un apel către toți politicienii să uite de ambiții, orgolii și controverse și să se unească în fața pericolului pentru existența statului ucrainean, iar bărbații au fost chemați pentru a fi gata pentru mobilizare. Întreaga națiune ucraineană, toți ucrainenii de pretutindeni, sigur trebuie să se unească pentru Ucraina unită și liberă. Să uităm de culorile politice, să lăsăm până când limbile și confesiunile, să fim alături unul de altul într-un rând. Mobilizați-vă! Acum avem un singur dușman. Acestea sunt forțele agresive care au intervenit pe teritoriul Ucrainei în scopul de a-l dezmembra. Trebuie împreună să rezistăm acestor forțe. E foarte clar că trebuie să ne unim pentru a putea rezista. Participanții la vece au adoptat o rezoluție care condamnă acțiunile Rusiei și au cerut oficialilor ucraineni să introducă imediat în țară situația de urgență și, dacă va fi necesar, să fie gata să anunțe legea marțială și să asigure mobilizarea totală. În piața centrală din Cernăuți au ieșit femei pentru a protesta împotriva situației de pe peninsula Crimeea. Soții și logodne, mame, bunicuțe și surori, ținând în mâini placarde scrise în diferite limbi, s-au unit și au înălțat o rugăciune comună, iar apoi au încuviințat o adresare către președintele Federației Ruse, Volodymyr Putin. Câteva sute de cernăuțene s-au adunat mai întâi lângă corpul central al Universității Naționale, apoi în mod organizat au trecut pe străzile din oraș cu placarde în mâini ce conțineau adresări către locuitorii Crimeei și președintele Rusiei, Putin. Ajunse în piața centrală, lângă monumentul lui Taras Șevcenco, femeile s-au rugat și au dat citirii adresarea lor, în care chemau să fie scoase de urgență de pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea armatele ruse, să fie pus capăt războiului informațional. Au fost și alte cerințe, îndeplinirea cărora se referă la pace în țară și la prosperarea ei. Ne-am adunat astăzi pentru a-i susține pe bărbații mobilizați. Lumea nu s-a așteptat la așa ceva. Suntem revoltate de cele ce se întâmplă. Am pierdut deja 100 de vieți omenești, iar dacă se va întâmpla ceva mai strașnic, vor fi cu mult mai multe jertfe. Putem pierde o întreagă generație. Una dintre inițiatoarele acțiunii este și cernăuțeana Tamara Popova. Ea povestește că este foarte plăcut că a fost susținută de multe femei care au ieșit în piață să spună nu agresiunii din partea Rusiei. Nici n-am crezut că rezultatul va fi acesta. Este un strigăt al sufletului. Am ieșit și am început să vorbesc cu femeile din oraș. Ele m-au susținut. Vedeți câtă lume s-a adunat? La această acțiune a femeilor a aderat și doamna Nadia. Ea are două fiice și doi gineri, precum și doi nepoți și se teme pentru ei, pentru generația lor. Ea este convinsă că numai protestând astfel, ucrainenii pot demonstra și dovedi lumii întregi că nu sunt o națiune fricoasă, dar dimpotrivă. Avem speranță că nu se va întâmpla ceea de ce noi ne temem. În cadrul acțiunii, Tamara Marusic, prorector al Universității Cernăuțene, a povestit că a fost lansată inițiativa de a invita la Cernăuți pe studenți din Crimeea ca să comunice cu studenții și profesorii de aici, să afle mai multe despre tradițiile și obiceiurile din Bucovina, să se convingă că în vestul țării nu sunt oameni agresivi. Negocieri în această privință sunt purtate cu Universitatea Națională Vernadsky din Taurida. Când în stat se întâmplă atâtea lucruri și există atâtea pericole, nu poți sta într-o parte, au dat asigurări reprezentanții comunității evreiești din Cernăuți. Ei s-au adresat către cetățenii orașului, chemându-i să participe mai activ la acțiunile de solidaritate. De asemenea, au dat asigurări că adevărul este de partea ucrainenilor și în acest război informațional vom ieși învingători.
una dintre cele mai mari dezinformări în cadrul acestui război informațional instigat de mediile proruse este aceea că în Ucraina sunt profanate sinagogile. Rabinul principal al comunității evreiești de regiunea Cernăuți ne dă asigurări că așa ceva nu se întâmplă. Sinagogile nu sunt atacate. Sinagoga noastră e chiar la drum. Ea nici pază nu are. Ne păzește Dumnezeu. Aici, la Cernăuți, lumea a fost, este și va fi tolerantă. În oraș, toate confesiunile trăiesc în pace. Ne înțelegem și apreciem cu rațiunea trează situația. A dezmințit aceste zvonuri și rabinul principal din Ucraina, Iacov Dov Blech, care, într-o conferință de presă de la New York, a dat asigurări că principalul pericol pentru evreii din Ucraina sunt nu așa zisii naționaliști ucraineni, ci provocările ruse. În momentul de față, nimeni n-a ocupat sinagogele din Bucovina. Nimeni nu-i constrânge pe iudei. De asemenea, conducătorul comunității evreiești Miriam, Ilia Hoci, s-a adresat către comunitățile din alte orașe. Iată ce a declarat el. În aceste zile, tânăra democrație a statului nostru independent s-a pomenit în fața unor încercări foarte serioase din istoria sa contemporană. Pe fiecare cetățean din Ucraina îl îngrijorează pericolul sciziunii, pierderea integrității teritoriale pe fundalul crizei economice profunde. Evenimentele din ultimele 3 luni nu au lăsat indiferentă comunitatea mondială. Suntem stimați și mai mult pentru lupta într-o demnitate a poporului ucrainean. Eroii care au căzut pe Maidan sunt comemorați nu numai în întreaga Ucraina, dar și în întreaga lume. Și iată o nouă încercare. Ambițiile imperiale ale conducătorilor din Kremlin au dus la intervenție agresivă pe teritoriul suveran al patriei noastre, neglijând rațiunea sănătoasă și toate acordurile internaționale, motivându-se că este apărată populația rusofonă din Crimeea și că aceasta a fost cererea ex-președintelui, trădătorului de țară Ianukovici. Rusia a început o agresiune împotriva Ucrainei. Comunitatea evreiască din Cernăuți este convinsă că poporul ucrainean s-a unit în jurul ideii naționale și că democrația și viitorul european al Ucrainei neapărat vor învinge. Unitatea ne va asigura victoria. Împreună spre biruință, Dumnezeu e cu noi. Oamenii de știință din diferite colțuri ale Ucrainei au făcut un schimb de opinii despre situația din țara noastră. La Universitatea Națională Iuri Fitkovici din Cernăuți a avut loc o ședință la masă rotundă cu tema Pericole și provocări pentru statalitatea ucraineană și democrație. Colaboratorii Centrului de Integrare Euroatlantică și Securitate al Universității Naționale Iuri Fitkovici din Cernăuți au organizat o ședință la masă rotundă în cadrul cărei au fost discutate următoarele întrebări. Oare în prezent are Ucraina garanții externe ale independenței, suveranității și integrității teritoriale? Protestele din estul și vestul Ucrainei duc la unirea sau la dispersarea țării? Ideile și idealurile Maidanului? Ce s-a schimbat după înlăturarea de la puterea lui Victor Ianukovici? La întrunire au participat și oameni de știință din estul țării. Consider că fiind extrem de importante două momente, noi am avut posibilitatea să luăm cunoștință cu analiză veridică a situației din regiunile de est. Pentru noi aceasta are o mare însemnătate. Și al doilea moment, noi am expus opinia noastră colegilor noștri din estul Ucrainei, subliniind că Ucraina este unică, ea nu poate fi divizată, statul nostru este puternic prin spiritul nostru. În timpul acțiunii, cernăuțenii au avut posibilitatea să comunice cu docentul Universității Naționale din Donețk, Olena Cialțeva, care a povestit că în această regiune au loc mitinguri în susținerea Ucrainei Unite, însă mediile și unii cetățeni luați aparte răspândesc zvonuri false despre vestul Ucrainei. În genere, orașul Donețk este un oraș interesant în planul protestelor. Problema dată este examinată și există unele temeri. Evident că nu toți susțin Maidanul. Oamenii se tem de viața lor și media agravează situația prin declarații că vor veni banderiștii, vor ocupa totul și vor neglija interesele populației rusofone. Acest mit trebuie desmințit și retorica Maidanului nu trebuie aplicată când este vorba de viața pașnică. Trebuie să se țină cont și de părerile locuitorilor din est. Reprezentantul Centrului de Recalificare și Formare a Funcționarilor Publici din Cernihiv a declarat că în această regiune nu există manifestări separatiste, ci din contra. Foarte mulți tineri s-au adresat la comisariatele militare pentru a apăra integrarea teritorială a Ucrainei.
Vestul, centrul și estul țării diferă. Ele au particularitățile lor. La Cernihiv, bună oară, nu există nicio manifestare care ar susține separatismul. Nici nu se fac aluzii privind federalizare și sperăm că aceasta va fi și în continuare. În afară de oamenii de știință, la comunicare video au participat activiști publici, fiști funcționari din estul Ucrainei. La Cernăuți, una din străzi va fi numită în cinstea celor 100 de persoane care și-au dat viața pe Maidanul din capitală. O astfel de propunere a fost înaintată de Consiliul Orășenesc și de Comisia de Toponimie. La ședința comisiei au participat reprezentanți ai opiniei publice, activiști ai Maidanului și deputați. Cernăuțul nu va sta într-o parte de evenimentele revoluționare din Ucraina. Comisia de toponimie a recomandat să fie schimbate denumirile unor străzi din centrul regional în cinstea eroilor. Bună oară, strada Cepaiev va purta numele lui Oleksandru Șerbaniuc, care și-a pierdut viața în confruntările de la Kiev. Propunerea de a schimba denumirea străzii Cervonoarmiska în strada eroilor Maidanului a trezit o reacție neunivocă din partea opiniei publice. Unii propun ca această denumire să fie conferită altei străzi, alții propun ca segmentul străzii Cervonoarmiska până la Bulevardul Independenței să fie numit astfel. Sunt și dintre cei care se pronunță categoric împotrivă, afirmând că în rândurile Armatei Roșii au fost și ucraineni. La 23-ul an de independență, mă duc, în cel de-al 23-lea an al independenței, intenționăm să schimbăm denumirile unor străzi ce se referă la perioada sovietică, Cervonoarmiska, Cepaiev, care nu au nicio legătură cu Bucovina. Cred că asemenea lucruri nici nu trebuie discutate. Este una dintre cele mai neutre denumiri și poate fi acceptată de toți oamenii. În afară de aceasta, evenimentele pot capăta cu totul alt aspect, ceea ce îi poate discredita pe eroii Maidanului. De asemenea, s-a propus să fie schimbată și denumirea străzii Stasiuc în strada Sutei Cerești. Chestiunea schimbării denumirilor unor străzi a fost examinată la sesiunea Consiliului Orășenesc. Ca rezultat, prin hotărârea sesiunii Consiliului Orășenesc, Cernăuți, două străzi au primit totuși alte denumiri, Oleksandru Șerbaniuc și Suta Cerească. Hotărârile respective au fost votate de deputați. În afară de aceasta, aleșii poporului au discutat posibilitățile autodizolvării Consiliului Orășenesc și organizarea alegerilor anticipate. De asemenea, la sesiune, reprezentanții sectorului de dreapta au făcut declarații privind demiterea secretarului nou ales al Consiliului Orășenesc, Iaroslav Cușniric, și neadmiterea la orice post a lui Oleksica Spruc. Chiar la începutul sesiunii a fost abordată chestiunea despre dizolvarea corpului de deputați și fixarea alegerilor anticipate. Îndeosebi, conducătorul fracțiunii Ucraina Noastră, Valerii Cinuș, a propus să se facă o adresare în problema dată către Rada Supremă. În rezultat, majoritatea nu a susținut propunerea, iar secretarul Consiliului Roșenesc, Cușniric, a declarat: deputații care consideră că acesta este oportun să-și depună mandatul. Iar reprezentantul fostei opoziții, Oleksica Spruc, i-a sfătuit pe noi revoluționari să nu speculeze cu asemenea lucruri. Referitor la înflăcărații partizani ai Maidanului care au susținut public acțiunile, comunitatea din oraș a văzut totul și va da apreciere fiecăruia. În continuare au fost date aprecieri cererilor înaintate de opinie publică. Îndeosebi, reprezentanții sectorului de dreapta au amintit că secretarul Consiliului Roșenesc a fost pe timpuri membru al Partidului Regiunilor și au insistat să fie făcută o ilustrație completă și să fie reînnoită puterea. Să fie demis secretarul Cușniric, să fie demis vicepreședintele Pascar, sunt chestiuni principale. Nu este o propunere, ci o cerință de a nu-i permite lui Caspruc să ocupe vreun post. Pun la vot proiectul hotărârii, chiar dacă este semnat de un singur deputat. Deputații au aprobat vicepreședinții Consiliului Orășenesc și a menținut postul Oleksandru Pascar. Un alt vicepreședinte a devenit Gheorghe Leonti, care a condus până în prezent gospodăria comunală a orașului. Ținând cont de faptul că acest organ al autoadministrării locale va funcționa până la alegerile anticipate, pe mine mă va preocupa starea gospodăriei comunal-locative. Doresc ca în aceste două luni și jumătate să lucrez cu oameni competenți pe care îi cunosc bine și corespund acestor propuneri. Pe ei pot conta.
Sesiunea s-a încheiat cu aprobarea noii componențe a Comitetului Executiv, din care fac parte 9 persoane. În prezent, în Ucraina, remanierea de cadre a căpătat un caracter de masă. Direcția regională Cernăuța Serviciului Securității este condusă de Iurii Chițul, care a fost în acest post de 2 ori, însă numirea lui a fost primită neunivoc. În dimineața zilei convenite, în fața sediului Direcției Regionale a Serviciului Securității, s-au adunat circa 50 de activiști ai sectorului de dreapta, scandând slava Ucrainei, eroilor slava. La ei au ieșit adjuncții șefului Direcției Regionale. Șeful nou numit al direcției nu este. El încă n-a sosit, dar aceasta ține de competența Serviciului Securității al Ucrainei. Mitingul de protest a purtat un caracter pașnic, n-a fost nicio provocare. Cu 2 săptămâni în urmă am fost la procuratură și am prezentat rezultatele investigațiilor jurnalistice față de acest funcționar. El este numit în postul respectiv acum a 3-a oară. Acționăm strict în limitele competenței noastre. Primind aceste materiale, le vom înainta conducerii Serviciului Securității al Ucrainei și vă voi comunica în ordinea prevăzută. În afară de materialele investigației jurnalistice, care conțin informații despre activitatea lui Iurii Chițul în perioadele deținerii de către el a acestui post 2003-2005 și 2009-2010, activiștii au amintit despre cazurile de contrabandă cu material lemnos și alte încălcări ale legii, în care cică acest om a fost implicat. Colaboratorii Direcției Regionale a Serviciului Securității au promis că vor cerceta aceste cazuri și au căzut de acord să colaboreze în continuare cu activiștii. La Cernăuți a fost prezentat angajaților Direcției de Interne și Publicului noul șef al Miliției Regionale. Vă amintim, cu câteva zile în urmă, noul ministru de Interne a demis din acest post pe Oleksandr Demidov. Acum în locul lui a fost numit colonelul Valeri Zinchenko. Până la această numire în post, dumnealui a fost adjunctul șefului Direcției Regionale de Miliție din Transcarpatia. În cadrul primei sale conferințe de presă, noul șef al Miliției din regiune le-a relatat jurnaliștilor despre planurile de lucru. Am fost delegat de Ministerul de Interne al Ucrainei să-l prezint pe noul conducător al miliției din Bucovina, colonelul de miliție Zinchenko Valeri Mihailovici. Noul șef al miliției bucovinene s-a născut în regiunea Lviv, dar o perioadă de timp a locuit la Cernăuți, la baștina tatălui său. Aici a învățat și a început activitatea de muncă la uzina Quartz, apoi a urmat studiile la Facultatea de Fizică a Universității Cernăuțene. În total a lucrat în regiunea noastră 10 ani. Apoi a condus inspecția auto de stat în raionul Caluș, din regiunea Ivano-Frankivsk. A fost șeful secției raionale de miliție din Colomâia, șeful direcției regionale de miliție din Ivano-Frankivsk. Ultimul post înainte de a reveni în Bucovina a fost cel de adjunct al șefului direcției Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Transcarpatică. Sarcina principală a mea constă în aceea să asigur securitatea vieții bucovinenilor, pentru ca copiii noștri să frecventeze liniștit școlile, să nu consume narcotice, să nu fie pasionați de jocurile cu noroc, să nu încalce legile țării. Noul șef al miliției regionale a promis că se va preocupa de afacerile ilicite din ținut. Deși n-a destăinuit din secretele profesionale, dar a accentuat că știe despre sălile ilicite din Cernăuți și din raioanele unde se practică jocuri cu noroc. Vor fi luate măsuri pentru a le lichida. Despre conlucrarea cu jurnaliștii a declarat că ea va fi strânsă și eficientă. Cu reprezentanții mass media sunt gata să mă întâlnesc oricând. După stabilizarea situației, propun ca asemenea întâlniri să aibă loc o dată pe lună. Trebuie să găsesc o candidatură la postul de conducător al Centrului de Relații cu Publicul. Voi fi recunoscător jurnaliștilor dacă ei îmi vor propune o astfel de candidatură. În acest post trebuie să activeze un jurnalist profesionist care se bucură de popularitate în rândurile colegilor și publicului. În afară de aceasta, Zinchenko este disponibil să creeze, pe lângă Direcția Regională de Miliție, un nou Consiliu Public, din care să facă parte jurnaliști, reprezentanța organizațiilor publice, pentru a elabora în comun propuneri referitor la numirea de cadre a adjuncților săi și a conducătorilor secțiilor raionale de miliție.
Trebuie zrozumite всім працівникам міліції. Колабораторії міліції trebuie să înțeleagă că oamenii nu trebuie să aibă frică de miliție. Ei trebuie să o stimeze. Iar pentru aceasta avem multe de făcut. Trebuie să fim deschiși și transparenți în chestiunea dată. Orice problemă care va fi lansată de jurnaliști se va afla sub controlul meu personal. Va fi un proces cât se poate de deschis. În final, Valeriy Zinchenko a dat asigurări că miliția bucovineană va conlucra strâns și cu detașamentele de autoapărare. Totodată a susținut ideea creierii la Cernăuți a structurii miliției municipale. Noul șef al miliției regionale a promis că va lupta și împotriva celora care se maschează, dându-se de participanți la autoapărarea populară sau membri ai sectorului de dreapta și săvârșesc fără de legi. El a amintit de cazul care a avut loc în Herța, în data de 5 martie. Niște necunoscuți i-au atacat pe milițieni. În întreaga Ucraina există asemenea cazuri, când persoanele mascate, afirmând că sunt activiști ai organizațiilor susnumite, săvârșesc infracțiuni, îi atacă pe milițieni și terorizează populația. O tânără cetățeancă din raionul Herța ne-a comunicat că soțul ei a brutalizat-o în prezența copiilor mici și a scos-o din casă. Ea a telefonat la miliție. Colaboratorii miliției au sosit, l-au calmat pe soț și i-au propus să meargă cu ei la secția raională. În drum spre secția raională le-a barat calea un automobil de marca Audi. Din mașină au ieșit 5 tineri și i-au atacat pe angajații miliției, cauzându-le leziuni corporale. 3 dintre infractori au fost deja reținuți. Unul se află în izolator, 2 sunt considerați martori și judecătoria va decide dacă au luat parte activă la această crimă. În Bucovina se va reacționa adecvat la asemenea cazuri. Ministerul de Interne al Ucrainei cheamă să fie predate benevol armele de foc și mijloacele explozibile care au fost acaparate de la militari în timpul acțiunilor de protest. A fost fixat și termenul, 4-21 martie. Bucovina se numără printre regiunile unde au fost asaltate edificiile administrației regionale de stat. Însă, spre deosebire de alte regiuni, activiștii cernăuțieni nu au acaparat arme de foc și n-au avut acces nici la depozitele cu muniții. Însă, colaboratorii miliției nu exclud faptul că unii participanți la acțiunile de protest pot avea arme acaparate de activiști din alte regiuni. De aceea, miliția se adresează către cetățenii respectivi să predea benevol și de urgență armele, pentru a evita problemele cu legea. Persoanele care au arme pot în orice moment să le predea la secția organelor de interne din apropiere, fără să dea anumite explicații cum au făcut rost de arme. Astfel, aceste persoane vor fi scutite de răspundere penală și administrativă. La o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Direcției de Interne Cernăuți a dat citirii articolul 263 al Codului Penal al Ucrainei. Primul aliniat prevede răspunderea penală pentru purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea sau realizarea armelor de foc, munițiilor și substanțelor explozibile. În aliniatul 2 sunt caracterizate armele albe. În aliniatul 3 sunt descrise responsabilitățile pentru cazurile în care cetățeanul predă benevol arma de foc. Mă adresez încă o dată către cetățenii care au arme de foc și să gândesc că cândva le va prinde bine. Dacă cineva știe despre aceasta, vă asigur că vor știe pe viitor mult mai mulți. Informația va ajunge la miliție și arma oricum va fi confiscată. Însă în cazul dat, vinovatul va fi tras la răspundere penală. Miliția n-a difuzat nicio cifră referitor la numărul de arme aflate în posesia participanților la acțiunile de protest, însă vorbesc despre aceea că în țară oamenii au început să predea armele de foc. În Bucovina, asemenea cazuri încă n-au fost.